Dorul de tine se numește scâncet. Dorul de tine se numește lapte. Mă cuibăresc în raza-ți de lumină și te aud șoptindu-mi zi și noapte. Am amintiri străvechi de la începuturi. Mă văd crescând încet la tine în pântec și apoi, zvârlită în lumea cu lumină, umbră-ți devin. Mă pui în așternuturi, îmi spui povești și cânți să-mi treacă boala. Mă cerți să nu ne facem de rușine. Mă agăți de gâtul tău, îți umplu poala, îți caut zâmbetul, primesc dojana și cresc. Copilăria nu mai vine. Și pleacă tot mai mulți spre alte ceruri și pleci și tu. Și ruperea de tine așternă peste lume albe geruri. Dorul de tine se numește zâmbet. Dorul de tine se numește dor. Îți semăn la statură și la umblet și mă despart de tine încetişor. De plin încredințată că e vremea să te aduc din nou de unde ești și să te mut din steaua vieții mele, în fine, într-o carte cu povești. Toți am făcut asta astăzi. Toți ne-am gândit la cei ce... la cea care... la cele care... ne-au ținut și ne-au adus și ne-au făcut și ne-au crescut. Sau ne-au părăsit. Sau ne-au uitat. Sau au fugit. Orice ar fi ales să facă, mama este cel mai sfânt lucru de pe pământ. De pe pământ și din gând. Dar în această noapte sfârșim cu nostalgia în acest moment. Pentru că tema pe care m-am gândit să o discutăm în acest podcast pe care îl iubiți cu numele Luminița de la miezul nopții sună șăgalnic, așa cum ne-a învățat maestrul Caragiale. Zoe, fii bărbat. Într-o lume în care femeile parcă sunt forțate de timpuri să se masculinizeze sau nu să se masculinizeze, nu sunt forțate să facă, o fac de capul lor. De fapt, sunt obligate să își depășească limitele într-o competiție pe care de multe ori și-o impun singure, pentru că vor să rupă zăgazurile și vor să atingă și ele acel liman necunoscut unde curajul și adrenalina mișcă sângele în artere. În această lume în care aproape că nu există un timp istoric înainte de acum nu știu cât timp, nu, eu cred că am și crescut într-o lume în care acel timp, timpul acela în care femeia trebuia să devină și sudor și macaragiu, cred, și vatman, și camionagiu. În orice caz, femei care au devenit aviatori, femei care sfidează teama, care sfidează ceea ce pare destinat exclusiv lumii bărbaților, sunt acele femei care de fapt își trăiesc frumos feminitatea, așezându-se
într-o uniformă, sub un ordin, la o comandă, într-o salopetă de lucru, cu o cască, cu o mască, nu din acelea, o mască, o mască de sudură, de exemplu, și-au creat de-a lungul timpului frumusețe, trăinicie și valoare. Aș vrea să vă rog pe cele care ați făcut asta cândva sau pe cele care astăzi vă mișcați într-o lume în care vă simțiți confortabil sfidându-vă limitele și punându-vă gingășia într-o paranteză care vă luminează de fapt din privire și care trădează în permanență că sunteți femei. Și asta e frumos. Nu este un păcat și nu este o neputință și nu este un beteșug. Este acel ceva în plus că pe lângă tot ce faceți, măreți, sunteți și femei. Dacă vă aflați acum în fața televizoarelor, m-aș bucura mult să vorbim despre felul în care sfidați toate clipele de ezitare și creați frumusețe cu armele, cu instrumentele și cu uneltele care nu știu dacă vă bătătoresc mâinile, dar vă dau majestate și vă înnobilează. Despre asta m-am gândit să vorbim într-o zi în care, știți, mă gândeam venind încoace, eu tot spun că azi este în continuare ziua de ieri. Și nu o fac întâmplător, pentru că dacă trecem granița spre vest, acolo este cu o oră sau cu două ore mai devreme. Dacă trecem oceanul, sunt alte diferențe de fus orar. Și atunci, ziua de 8 martie, care la noi s-a sfârșit când eu am intrat în emisie, continuă frumos, este o dată pe an și ne amintim de ea, cred că mai ales cu nostalgia de a ne afla departe, pentru că am crescut în iubirea de ceea ce este supremația aducerii pe lume a unui copil, gestul fundamental prin care o femeie devine femeie și felul în care știe ea să rămână în surâsul copilului ei, în recunoștința bărbatului care îi sărută mâna pentru asta și în toate gesturile care în fiecare zi se perpetuează cu sau fără să fim de plin conștiente. Vă aștept să mă sunați să vorbim despre lucrurile astea și să închinăm, dacă vreți, nu elogii, ci doar vorbe bune și gânduri frumoase, simple, suave, modeste, ca o floare care încearcă să se deschidă în această noapte în care 8 martie nu s-a sfârșit decât la noi și continuă să fie mai departe, acolo unde granițele schimbă fusele noastre orare. Bună dimineața! Bine ați venit! Vă rog, bună dimineața! Bună dimineața! Ce sfiricel de voce aveți! Vă sun. Da? De unde se agață harta în cui? Harta în cui. Chiar de acolo mă sunați, da? Da. De undeva de lângă cuiul în care stă harta noastră, harta noastră, harta României noastre, da? Da. Bine ați venit! Mulțumesc! Vă doresc din tot sufletul meu la mulți ani. Mulțumesc tuturor la mulți ani, și femeilor tuturor, și bărbaților. Tuturor femeilor.
tuturor mamelor, tuturor femeilor de pe continent, de pe toată lumea, din toată lumea. Așa să fie, să dea Dumnezeu să fie bine. Sunteți emoționată? Foarte. Luați o gură de apă, vreți să luați o gură de apă? Aveți o gură de apă lângă dumneavoastră? Da, pentru că ăsta mi este așa. Medicamentul de zi cu zi. Așa, și eu am apă, tot timpul am apă. Poate că lumea se întreabă ce țin eu în cana asta cu căței. Apă, hai să bem. Mulțumesc pentru emoție. Să știți că ați spart gheața acestei emisiuni. Deci sunteți o femeie foarte puternică. Vă ascult. Eu mi-am iubit mama foarte, foarte mult, dar toată viața mama, doar mama m-a bătut și m-a blestemat toată viața. A făcut-o de față cu dumneavoastră sau doar... Da. Mama dumneavoastră mai trăiește? Nu. A fost un copil cu minte. A fost cea mai mare care mi-a crescut frații. Și când mama era pe patul de moarte, am întrebat-o de ce m-ai blestemat și m-ai bătut doar pe mine, că tu ai semănat cu taică tău. Eu și azi, când am auzit la toate posturile de televiziune cântece de mamă, eu doar am plâns. Eu, la rândul meu, am crescut singură. Era 36 de ani un copil, pentru că soțul meu a fost omorât de cineva. Eu nu l-am bătut în viața mea pe fiul meu. L-am crescut cu iubire, cu mângâiere, cu... respect. Știți ce vreau să vă rog? Dați televizorul foarte încet, adică închideți sonorul televizorului ca să nu ne auzim în ecou și astfel vă puteți aduna și forțele. Eu sunt aici să vă ascult și n-am să vă opresc și n-am să vă întrerup, pentru că indiferent ce ne punem noi în minte să facem cu întâlnirile astea nocturne și cu temele noastre, când un astfel de telefon vine, aproape că avem o datorie care ni se trasează de dincolo de profesia noastră să stăm și să ascultăm. Ați dat televizorul încet? Da, da. Bun, ne auzim bine acum, da? Da, aud. Îmi spuneați că v-ați crescut copilul singură de la 36 de ani și că nu l-ați bătut niciodată. Acolo am rămas. Vă rog, da. Vă ascult. Chiar dacă mama pe mine m-a bătut pentru orice și m-a bătut fie peste cap, fie peste... Deci pe mine mama m-a bătut, dar eu nu mi-am bătut copilul niciodată. Câți frați ați avut? Trei frați, dintre care o soră a murit. Ei erau... ei vedeau atitudinea mamei dumneavoastră? Da, dar pe ei nu i-a bătut niciodată. Dar și-au pus vreodată problema că dumneavoastră sunteți foarte tristă și foarte nefericită pentru că vi se întâmplă un tratament atât de diferit față de ceea ce se întâmpla cu ei? Nu. V-ați iubit și frații, presupun. Da, și iubesc și acum, chiar dacă ei m-au... Eu, în rugăciunile mele, întotdeauna îi pomenesc.
Copilul dumneavoastră este cu dumneavoastră? Nu, este plecat, dar Doamne, mulțumesc, Doamne, fi lăudat, este foarte bine. M-a binecuvântat Dumnezeu Sfântul și nu sunt vrednică să mulțumesc că a fost mamă singură, am crescut un copil singură, dar sunt mulțumită, nu sunt vrednică să mulțumesc Bunului Dumnezeu Sfântul cum m-a ajutat să-l cresc. Vreți să vă spun ce cred eu? Este doar ce cred eu, pentru că pe mine m-a sunat, chiar dacă ați sunat pe un telefon care este al televiziunii publice, în acest moment eu sunt aici ca să vorbesc cu cuvintele mele. Și aș vrea să vă spun ceva și aș vrea să primiți de la mine cuvintele astea pe care vreau să vi le spun, încercând de mâine dimineață să le luați foarte în serios. Sunt sigură că vă înțeleg foarte bine starea și tot ce ați simțit astăzi, atunci când ați auzit cântece sau poezii sau urări închinate mamei. Și probabil că lucrul ăsta se întâmplă în fiecare an. Da. Din totdeauna. Pentru da. Dumneavoastră. Da. Aș vrea să dați la o parte sau să întoarceți timpul exact așa cum se întoarce clepsidra asta și curge, știți? Întoarceți acum 36 de ani timpul dumneavoastră și încercați ca tot ce nu vi s-a întâmplat dumneavoastră ca fiică de mamă, tot ce v-a fost furat de întâmplarea vieții dumneavoastră, să vă luați pentru mama care sunteți și atunci când ascultați cântece, poezii sau urări închinate mamei, să vi le primiți pentru mama care sunteți dumneavoastră de 36 de ani. Să vă gândiți că soarta a vrut să răspundeți răului cu bine, să aveți tăria să nu deveniți o fiară, așa cum se întâmplă atunci când oamenii primesc un tratament rău și când sunt tratați cu ură. Este o mare putere să poți să rămâi un om bun, să alegi oricât de mult te-ar durea și să nu accepți nicio secundă să te transformi în ceea ce este cel care ți-a făcut răul ție. Dați înapoi timpul cu 36 de ani în urmă, faceți asta în fiecare zi până veți reuși, luați-vă fotografiile cu copilul dumneavoastră de atunci de când era foarte mic, de când îl ținați în brațe, de la aniversările lui, de la postnele lui, de la prima lui zi de școală. Și tot ce ați gândi sau tot ce ați simți pustiu în legătură cu felul în care ați fost vitregită de iubirea de mamă, umpleți cu iubirea dumneavoastră. Îmi cer scuze, dar nu a fost vitregită de iubirea de mamă. Ați fost vitregită de iubirea de mamă pentru că mama dumneavoastră... Mama mea, da. Despre mama dumneavoastră vorbesc. Tot ce n-ați simțit ca iubire de la mama dumneavoastră, ați făcut dumneavoastră ca mamă. Da. Încercați să înlocuiți asta, suprapuneți ca o hârtie, ca o țiplă, cele două planuri între mama dumneavoastră și mama care sunteți dumneavoastră. Și eu cred că vă veți vindeca. E tot ce pot să vă spun. Trebuie să iau un alt telefon. V-ați liniștit? Mulțumesc. V-ați liniștit? Mulțumesc. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea sănătate. Mulțumesc, mulțumesc din suflet. Și pe dumneavoastră să vă binecuvinteze. Mulțumesc, mulțumesc. Numai bine. Bună dimineața. Bine ați venit.
să rămână doamnă, la mulți ani. La mulți ani. Robert vă deranjează. Bună dimineața. Vreau să aduc și eu câteva cuvinte frumoase tuturor mamelor din România și din întreaga lume, mamelor creștine. Vreau să vă întreb și de floarea de spânz, dacă o mai aveți. Da, sigur că am floarea de spânz, dar eu aș vrea, pentru că m-ați întrebat de floarea de spânz, care este atât de generoasă și crește și dă de la rădăcină și așteaptă primăvara, da. Eu aș vrea să vă rog să nu vă adresați numai mamelor creștine. Aș vrea să vă rog să vă adresați mamelor care nu îmbracă nicio haină a vreunei credințe sau vreunei religii. Mamele sunt mame în absolut orice conjunctură le-am așeza. Puteți să faceți asta pentru mine? Să ne adresăm tuturor mamelor? Pentru că vreau să vă spun ceva. Da, printre telespectatorii care privesc la această târziu de noapte această emisiune, sunt foarte multe, probabil, femei care au o altă religie, care nu ține de religia creștină, da. Și pe care le îmbrățișesc cu sufletul, pentru că ele toate răspund aceluiași nume. Ele sunt mame fără niciun fel de diferență. Vă mulțumesc că m-ați înțeles. Aș vrea ca ceea ce îmi spuneți să se adapteze acestei rugămința mea. Vă mulțumesc. Da. Cu mare drag, distinsă doamnă. Două doamne vreau să vorbesc și eu în această emisiune, care, cum să vă spun eu, mi-au schimbat viața, adică viața în bine. Și să le aduc un omagiu, așa. Prima doamnă este o fostă doamnă director de la noi de la fabrică, doamna Liliana Pica, Dumnezeu să-i dea sănătate, că nu m-a lăsat în urmă cu 6 ani să-mi dau demisia. Iar a doua doamnă, care o cunosc înainte de prima, de doamna Pica, doamna Rodica Nicolae, care m-a învățat numai lucruri bune. Înțelegeți? Înțeleg. Și e frumos ce faceți. Sigur că da, doamnă, am stat până la ora asta, bine, am dormit nințel, că sunt schimb unul și m-am trezit cum vorbeam și cu domnul George, care îl salut și urez și dumneavoastră la mulți ani pentru data de 9, Sfinții 40 de mucenici. Data de astăzi în care am intrat. Atunci va fi ziua tuturor colegilor mei din regie. Tuturor colegilor dumneavoastră și da, a doamnei Cristina. Și celor Cristina, din controlul de emisie, că suntem mulți în televiziune toată la ora știu, asta. Știu, doamnă, sunteți niște oameni suntem foarte frumoși. Suntem mulți aici care stăm de veche și care păzim nopțile și somnul dumneavoastră. Da. Sau da, nu somnul. Mulțumesc foarte mult pentru telefon. Să vă dea Dumnezeu sănătate și tot ce vă doriți. Mulțumesc, mulțumesc. George, e telefon? Încă nu e telefon, dar oamenii au rămas în starea de emoție cu care am intrat eu și tema mă încăpățânez să o enunț din nou. Zoe, fi bărbată, este îndemnul acela pe care ori de câte ori avem un impas, o lipsă de curaj, o neîncredere, o reținere sau, în orice caz, un lucru foarte greu de făcut, ni-l spunem sau ni se spune. A devenit, de fapt, o formă de adresare, o formă de încurajare în care femeilor, mai ales, li se spune așa: fi bărbat, adică ia-ți inima în dinți, adică du-te, încearcă, îndrăznește, pentru că oricum trebuie să faci asta și nu ești scutit de așa ceva. Încerc să vă povestesc între timp despre... Nu, acum trebuie să iau un telefon care vine tocmai din Australia, unde deja este, acum știm, 9 martie. Bună dimineața, Nicolae, bine ați venit! Să rămână, doamnă, bine v-am găsit. Din nou am încercat de mai multe ori și am reușit ca să vorbesc cu dumneavoastră. Vreau să vă spun și eu despre spânz. Am citit este cu spânzul, stați! Vreți dumneavoastră să vorbim despre spânz? Vreți dumneavoastră să vorbim despre spânz astăzi, când tema este despre femeile care îndrăznesc și care reușesc? Eu felicit toate femeile și să fie sănătoase. Vreau să vă întreb ceva, domnule Nicolae, ajutați-mă. Da. Ați întâlnit în viața dumneavoastră, indiferent că în Australia sau în România, femei
care au făcut meserii cu totul speciale sau au avut rezultate sau reușite cu totul spectaculoase? Da, doamnă, eu am lucrat macarageu și am asta vreau făcut să vă întreb. De la Brădișor. Deci știu cine sunteți. Spuneți-mi, ați avut și femei avut care au lucrat pe șantier? Am avut o colegă care a fost macaragistă. Cum e să fie o femeie macaragiu? Spuneți-mi, dumneavoastră care sunteți macaragiu și v-ați câștigat pâinea așa, este o meserie foarte grea și foarte, foarte la preț. E foarte grea. Urcam în fiecare zi de 3-4 ori la 100 de metri înălțime. Înălțime. Deci un risc și un pericol foarte mare. După ce urcam, verificam îmbinările de la brațul macaralei, mai mergeam 45 de metri prin interiorul brațului, că asta intra în instrucțiunile de verificare înainte de începerea lucrului. Cum poate o femeie să facă asta? Era... Putea. Putea. Era foarte greu, dar putea să facă lucrul ăsta. Și... Dați televizorul încet, dați sonorul televizorului încet, vă rog, pentru că ne auzim în ecou. Da. Există o școală pentru macaragii? Probabil că există o școală. Sigur că există o școală. Și erau și fete la acea școală? Poftim? Erau și fete la acea școală? Nu, nu. Se făcea separat. Eu am făcut la Ploiești și de excavatorie și de macaragie școala și am avut multe de învățat. Tehnologia meseriei, toate lucrurile despre metale, despre toate lucrurile din ce e confecționată o macara. Și... Acum m-am întors din nou la spânz. Lăsați-l pe spânz. Lăsați-l astăzi pe spânz, vă rog, mult de tot. E o floare care ați avut-o în birou. Lăsați-o, o să vorbim altă dată. Pe mine mă interesează femeia macara. Bine. Femeia macaragiu. Pe mine astăzi asta mă interesează. Deci, bine. Vă rog să-mi spuneți despre colega dumneavoastră. Am întâlnit femei și ceasornicar, depanator de TV, care nu mai sunt, că nu au știut că cât de periculoasă e meseria de electromist, folosind lipiturile alea cu clorură de amoniu, și s-au dus. Și asta este. Sunt riscuri de meserie, meserii între meserii și riscuri la care nu spune nimeni ce protecție să faci sau, de exemplu, eu am lucrat cu asbest într-un timp și nu spunea nimeni că ce periculos este asbestul și aici am aflat că este foarte periculos, produce cancer. Domnule Nicolae, eu vă mulțumesc frumos. Mi-aș fi dorit să-mi spuneți mai multe despre cât de greu este pentru o femeie să facă această meserie de macaragiu. Pentru că nu vezi foarte... Este greu, e concentrație, concentrație mare. Trebuie să fie atentă și lucrează la înălțime, la 100 de metri de înălțime pe unele macarale. Și lucrează într-un mediu electromagnetic și de radiații, că știți că și firele din peretele casei au iradiații și televizorul și meseria dumneavoastră care o practicați este foarte periculoasă, că sunteți într-un câmp de iradiații. Dar nu știu dacă v-a spus cineva sau vă dați seama că... E foarte periculoasă meseria dumneavoastră. Vă dați seama că în condițiile în care deasupra blocului turn al televiziunii sunt releele care au o putere foarte mare... Noi am știut sau știm în fiecare secundă în ce câmp am intrat și ce riscuri avem.
dincolo de riscurile astea fizice pe care le spuneți dumneavoastră, tehnice, există riscul ca în fiecare secundă să ți se întâmple un accident personal, să-ți pleznească o arteră sau să se întâmple să pur și simplu să ai o sincopă personală, dar astea fac parte, știți cum se spune, sunt riscurile meseriei. Eu vă mulțumesc mult că m-ați sunat. Iertați-mă că nu vreau să vorbesc astăzi despre flori, pentru că trebuie să respectăm tema și în acest moment îmi iau la revedere de la dumneavoastră. Vă doresc o primăvară frumoasă, vă mulțumesc că ați sunat și o primesc în luminița de la miezul nopții pe Oana de la Călăraș. Bună dimineața! Bună dimineața, doamna Luminița! Bine ați venit! Doamna Luminița, din suflet vă zic la mulți ani, cu ocazia Sfintei Sărbători Internaționale tuturor femeilor. Am vrut de mult să vă sun. Sunt din de fapt, nu știu, eu sunt ardeleancă de la Mureș, da. Căsătorită în Călăraș. De 60 de ani sunt căsătorită. Deci anul ăsta schimb prefixul. Am cunoscut-o pe doamna Velciu, a fost inspectoare la noi, am lucrat la OCL, fost OCL. Da, știu ce era OCL-ul. Știți, știți că eram aproape acolo pe Dobrogei și dumneavoastră lângă biserica Alexe. Știu și vă cunosc foarte bine pe doamna Velciu și pe dumneavoastră vă spun, vă ascult de mult vă ascult și când era emisiunea cu recurs la morală și acum dorm liniștită când vă ascult. Dorm liniștită cu toate că departe de Mureș, că eu zic la Mureș. Iernut. La Oarba și la Iernut a ținut bătaia mult. Cădeau frații și feciorii cum să scutură bujorii. Cădeau apărându-și țara de dușmani mâncai arpara. Doamna Luminița, am o viață liniștită, n-aș putea să spun. Mama a murit la 45 de ani, am fost 6 frați, am trăit cu bunica, am fost foarte bine ocrotit și cu tata, a trăit până la 80 de ani. Am 3 copii, 5 nepoți, sunt mândră de ei, sunt bogată. Sunt bogată, sufletește. Deci astăzi ați primit foarte multe urări. Cred și vă cred și am primit cu adevărat și de la colege că am lucrat împreună și le-am sunat și eu, m-a sunat și altele care nu le-am sunat eu, copiii au venit cu toții, nepoții m-a sunat de la București, de la Brașov, de pe unde sunt. Cred că nu există o bucurie mai mare pentru o mamă, bunică, decât această zi în care toți își amintesc și se întorc cu smerenie către ea. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc în primul rând pentru că ați evocat-o pe mama mea. Și pe domnul Vecciu l-am cunoscut, și pe domnul Vecciu. Da, au plecat amândoi într-o lume mai bună. Da, Dumnezeu să-i odihnească. Că mulțumesc. Au fost oameni buni. Cel puțin pe doamna am cunoscut-o foarte bine, că venea la birouri la noi și venea ca inspector, era de la bancă, venea dânsa foarte cum se cade, omenoasă, așa cum ne place nouă ardelenilor și în partea asta unde sunt acum, în Călărașului, oameni între oameni, pădure fără uscături, nu există. Mulțumesc foarte mult, doamna Oana. Eu m-am împăcat, că am lăsat, că așa e ardeleanul. Mulțumesc foarte mult, să aveți o primăvară frumoasă. Sănătate bună și numai dumneavoastră, bine. Să auzim numai de bine. Doamna ajută, fug la Oradea, bună dimineața, bine ați venit. Și-o rămână, doamna Luminița. Scuze că m-ați așteptat puțin, dar... Deloc. Aici așa e, vă rog. Și la mulți ani la toate femeile din lume. Ele vă aud și vă mulțumesc prin mine. Vă includeți în dumneavoastră, absolut. Mulțumesc. Ce vreau să vă spun? Da, tema este bine aleasă, e o zi mare, e perfect. Am un pic de emoție, dar o să mi le înving. Emoția nobilează orice legătură între doi oameni care se aud fără să se cunoască. Deci emoția dumneavoastră vine ca un plus aici. Plus că sunteți între atâtea femei, da? Deci astăzi, tema fiind...
am ținut să... Eu am mai încercat, dar n-am reușit să vă prind. Și aseară. Și îmi place lucrul ăsta. Ce vă place? Vă place că intrăm în direct cu oamenii, da? Da. Spunea un preot că bărbații nu pot să fie egali cu femeile. Nici femeile nu pot să fie egale cu bărbații. Păi nu, femeile sunt superioare, dar știți de ce spune el că nu putem noi, bărbații, să fim egali cu femeile? Pentru că femeile fac copii, nasc. Da, probabil că acesta este darul care nobilează. Absolut. Femeia și... De fapt, e un miracol. Să ating un... Da, subiectul ăsta pe tema femeii. Femeile încă sunt discriminate, din păcate. Așa simțiți dumneavoastră că femeile sunt discriminate? Da, încă, da. În România și oriunde în lume, de altfel. Chiar și în lumea, așa zis, civilizată. Ați cunoscut o femeie cu totul deosebită prin natura profesiei? Ați cunoscut vreo femeie care să facă o muncă ieșită din comun? Absolut. Foarte multe femei. Am mare admirație, să știți. Pentru ceea ce fac femeile, îmi place că... Și mă bucur. De câte ori văd o femeie care bate bărbații, să mă exprim așa, îmi place. Mai rar sentimentul ăsta de empatie și de susținere. Haideți să vă spun de ce, pentru că eu de-a lungul vieții și văd exemple și acum, unde femeile sunt date la o parte, știți, discriminate. Să știți că se practică, inclusiv în plata muncii. Adică, să dăm un exemplu, o femeie care prestează aceeași muncă cu un bărbat este mai prost plătită, nu știu de ce. Sau a fost femeie care a venit pentru a-și ocupa un post și o altă femeie, ciudat. A spus, știți, dar dumneavoastră sunteți femeie. Nu, așa a zis, asta care este diferența? Eu mă pricep în meseria asta. A exact economistă. Și pentru faptul că a fost femeie, o altă femeie, care era undeva sus acolo la conducere, nu a primit-o. Da, astea sunt ale vieții. Ce să zic? Mai exact, nu știu cum s-ar putea, dar femeia ar trebui să fie pusă acolo pe locul ei în societate. Pentru că da, sunteți meritoase, absolut. Eu am, spre exemplu, am o mare slăbiciune pentru Regina Maria. Pentru Regina Maria nu se poate ca român și ca om să ai decât o mare venerație. Absolut. Și îmi pare rău că multă lume nu știe cine a fost și îmi pare rău că, uite, a fost o mare lucru că Ecaterina Teodoroiu a fost pusă pe bagnota aia, dar ar fi trebuit și Regina Maria. Să știți că mi-ați dat o idee foarte bună, poate că într-una dintre seri o să vorbim despre Regina Maria. Vă mulțumesc pentru telefon, trebuie să iau un alt apel. Mulțumesc. Ideea cam asta a fost, emanciparea femeii. Mulțumesc, bună dimineața! Bună dimineața, bine ați venit. Alo? Nu mai e? A închis. Îmi pare rău. Da, telespectatorul de dinainte a vorbit despre discriminarea femeii și despre faptul că femeile nu sunt așezate pe locul lor de cinste. Acum, eu vreau să vă spun ceva. Eu cred cu adevărat și nu este o fățărnicie. Eu sunt antifeministă, adică sunt antifeministă în sensul în care nu acord timp mișcării acesteia de emancipare a femeii, în care trebuie să punem foarte multă energie arătând cât sunt femeile de discriminate, cât sunt ele de nedreptățite, cum nu sunt ele așezate acolo unde li s-ar cuveni să stea.
Eu cred că energia ar trebui așezată, și cu asta mă ocup eu în ceea ce fac, făcând pur și simplu. Decât să mă plâng că ceva nu este cum ar trebui să fie pentru mine ca femeie, femeia din mine acordă timp pentru ca eu să ajung acolo unde îmi doresc eu cu adevărat. Nu contează nici ce spun ceilalți și nici cât e de sus sau de jos locul acela. Ce părere aveți, Mariana? Bună dimineața, bine ați venit! Vă admir foarte mult. Am descoperit emisiunea, să spun, de o lună și ceva. Întâmplător, vă știam de când făceați acces la recurs la morală și după aceea, datorită conjuncturii, nu prea m-am uitat la televizor, am și o problemă de vedere și acum v-am descoperit, vă admir enorm. Îmi plac toate temele pe care le abordați și în seara aceasta chiar m-am uitat. Femeile pot să fie și bărbați și femei, dar spre deosebire de bărbați au o mare calitate. Duc viața mai departe datorită lor, există, noi existăm și omenirea există de mii și mii de ani. Sunteți în Constanța, spuneți-mi, vi s-a întâmplat să cunoașteți femei care, de exemplu, au plecat pe mare sau au călătorit preluând sarcina de a conduce un echipaj? Vă corectez, nu sunt din Constanța, sunt din județul Constanța, Ostrov. Nu sunteți chiar din Constanța. Dar sunt la Dunăre, sunt crescută pe malul Dunării, la 100 de metri de apă. Atunci reformulez întrebarea și, și vreau să aflu de la dumneavoastră așa. Vi s-a întâmplat în viața dumneavoastră să cunoașteți femei pe care le-ați admirat pentru că au ales o meserie sau o carieră cu totul specială? Da. Vă rog. Păi, un exemplu acum este o tânără care este pilot și care pilotează un aparat supersonic. E undeva din județul Bacău. O fată care a fost crescută de bunica ei. Fata aceea, pentru mine, e un exemplu. După aceea, sunt femeile care au luptat în război. Este iar... că nu-mi vine în minte Brăiescu, Smaranda Brăiescu, care a fost prima noastră parașutistă și care a avut atâtea performanțe. Sunt femei medic, sunt femei avocat, sunt femei în toate domeniile. Avem atâtea femei inteligente, frumoase. Mă blochez un pic, am foarte multe emoții. Dumneavoastră ce lucrați? Ce sunteți? Eu am lucrat. Eu de 17 ani nu mai lucrez, datorită unui bol de ochi, a trebuit să mă pensionez. Am lucrat la un fost IASE-ul, după aceea SC Ostrovice, sau dacă ați auzit de domeniile Ostrov. Cum acum, să nu? Ostrovul este vis-a-vis de orașul de copilăriei Silistra. Mele, de Călăraș. Da. Lângă Silistra. Da, noi avem 6 km de la Silistra. Eu sunt crescută pe Dunăre. Tatăl meu a fost pădurar. Și am crescut pe Dunăre. Și am crescut în umbra tatălui meu. Eu l-am admirat mai mult pe tata. Am încercat să fac ceea ce dacă aș fost bărbat, aș fi făcut ceea ce a făcut tata. Tatăl meu m-a învățat să trea la rame de la 6 ani. Am învățat să not până în 10 ani. Am fost cu băieții, am fost și cu fetele. Eu admit femeile care se demonstrează bărbaților că sunt mai puternici decât ei. Femeile pot să facă orice. Femeile în timpul războiului și în timpul pe și au rămas acasă și au dus tot greu. Bărbații au luptat în tranșee, pentru ei a fost foarte greu, dar și pentru femei să rămână cu copiii acasă, să refugieze, să nu aibă ce să mănânce. Au fost cazuri când femei s-au pus în locul boilor la plug și au tras ca să le dea mâncare la copii să mănânce. Femeile au fost foarte puternice. Femeile întotdeauna au fost puternice. Iar în Germania au reconstruit practic tot ce a fost distrus după război. Da. Germania a pierdut 11 milioane de bărbați în acel război aberant, iar femeile au rămas în orașele dărâmate
și-au adunat cărămidă cu cărămidă și-au reconstruit Germania. Mi se pare un model de, de devotament și de eroism extraordinar. Vă mulțumesc foarte mult pentru telefon. Și mai am doar un singur telefon în această noapte în care secundele au curs foarte grăbit. Bună dimineața, Luiza! Bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am găsit! Vă rog! Vă mulțumesc foarte mult! Chiar mă bucur! Am vrut să intru prima, dar până la urmă am reușit să fiu ultima, dar prima din listă. Păi sunteți conform zicalei, cei din urmă vor fi cei din tâi. Așa este! Emisiunea aceasta este extraordinară a dumneavoastră. De fiecare dată vă urmăresc și îmi place foarte, foarte mult temele pe care le abordați și sensibilitatea cu care de fiecare dată mă încântă când vă văd. Vreau să vă spun că m-ați îmbrăcat ca o adolescentă din Olanda. Așa vă văd eu. Din? De unde? Din? Din Olanda. Din Olanda, da, seamănă cumva. E o ținută, da, este o ținută bavareză oarecum. Deci ea este bavareză. Da, seamănă și cu portul olandez. M-am simțit bine în seara asta să mă îmbrac așa. Am zis că femeia din mine trebuie să pun astăzi o rochie, o bluză. Mai frumoasă. Asta da. Este. Ce aș vrea să transmit eu prin emisiunea dumneavoastră este să-i spun mamei mele la mulți ani. Pentru că ea este o persoană deosebită pentru mine. Și deși este departe, deși nu m-a sunat, aș vrea prin intermediul acestei emisiuni să-i spun că o iubesc. Unde este mama? Ea este din România, dar a plecat la fratele meu în Belgia. În Belgia, a plecat la fratele meu în Belgia. Da. Și având o boală cruntă, ea acum se bucură de viață. Iar în momentul în care eu am plecat de acasă, ea nu a înțeles de ce eu am plecat din acea familie în care aveam de toate. Știți ce vreau să vă rog? Lăsați-i telefonul lui George și mâine veți fi cu adevărat prima în ediția de miercuri, pentru că acum trebuie să închid emisia. M-ați bine. Auzit? Da, să, da, nu da, închideți, da. Să nu închideți, lăsați telefonul, numărul de telefon și George vă sună mâine în deschiderea emisiunii și astfel lui se împlinește și dorința de a fi prima. Mâine sunteți, astăzi sunteți ultima și mâine sunteți prima. E în regulă? Da, 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 nicio problemă. Vă mulțumesc foarte mult. Cu drag, cu drag. Primăvară frumoasă tuturor vă doresc, vă îmbrățișez cu sufletul și din partea tuturor femeilor, recunoștință pentru bărbații care stau lângă noi și ne ridică în adevărata lumină în care putem să fim alături unii cu ceilalți ca să împlinim frumos existența pe acest pământ. Noapte bună!